Bună ziua! Astăzi pregătim turte umplute la cuptor. Avem nevoie de 250 de grame de făină pentru aluat, cu o linguriță de sare, cu un praf de sare, 10 grame de drojdie proaspătă, dizolvată în 60 de ml de apă și mai pun și o linguriță de miere, puțină miere. Am dizolvat-o cu apă. O să ajutăm drojdia să crească. Amestecăm drojdia. Mai avem nevoie de 100 de ml de lapte călduț. Punem și laptele, amestecăm și formăm un aluat pentru turte, potrivit, nici moale, nici tare. După ce a intrat toată făina, punem și două linguri de ulei și frământăm puțin. Scoatem puțin aluatul și pe masă și îl frământăm 5 minute. Așa trebuie să fie aluatul, nici moale, nici tare. Mai punem puțin ulei pe fund să nu se lipească și îl lăsăm la dospit o oră. Pregătim și umplutura. Le putem umple cu orice dorim. Eu le voi umple cu cartofi fierți, cu salam și cu cașcaval. Tăiem totul mărunt. Putem pune și șuncă presată, orice fel de salam avem. Cum avem, cam ce avem în frigider, putem pune în umplutură. Cașcavalul o să-l dau pe răzătoare. Am pus 2 cartofi, cam 50 de grame de salam și 100 de grame de cașcaval. Amestecăm și avem umplutura pregătită. Condimentăm cum dorim, cu sare, piper și așteptăm să dospească aluatul. A trecut o oră, acum formăm din umplutură 6 biluțe, vom face 6 turte. Cam așa le dăm deoparte. Punem și cuptorul la preîncălzit la 180 de grade. Scoatem aluatul pe masă și îl împărțim în 6. Formăm 6 biluțe.
și apoi întindem turta. Și punem umplutura, biluța de umplutură, o punem în turtă și adunăm așa. Ca o bocceluță, ca o trăistuță. Și o dăm deoparte. Le facem așa pe toate. Diametrul este cam de 15 centimetri. Punem iar o biluță de umplutură și adunăm în jurul ei. O dăm deoparte. Le așezăm în tavă. Le mai întindem puțin. Se pot coace și în tigaie, direct în tigaie. Sau la cuptor, cum le fac eu acum. Le mai întindem așa cu mâna. Le mai dăm cu puțin ulei de măsline. Și înainte de a le băga la cuptor, le mai lăsăm 10 minute la tavă să mai dospească. Uleiul de măsline le face și o culoare frumoasă și le dă și un gust bun. Le acoperim și le lăsăm să mai dospească 10 minute. După ce au dospit 10 minute și la tavă, cu degetele facem așa un model. Și le băgăm la copt pentru un sfert de oră, 20 de minute. Urmărim când sunt rumene, sunt gata. La 180 de grade, 20 de minute. Sau copt plăcintele când sunt rumene, sunt gata. Le lăsăm puțin să se răcească, le scoatem pe grătar și apoi le servim. Așa sunt plăcintele cu umplutură. De cartofi, de cașcaval, de salam. O umplutură bogată. Foarte ușor de făcut. Pentru un mic dejun sau pentru un prânz cu un iaurt alături sau cu o salată. Este foarte, foarte bună această metodă de a face turte. Un pic inedită pentru noi, dar este foarte gustoasă. Excelentă! Poftă bună!